În ultimele săptămâni, mai multe tipuri de înghețată și băuturi răcoritoare au fost retrase din supermarketuri din cauza conținutului de oxid de etilenă peste limitele prevăzute de lege. Oxidul de etilenă este un pesticid care este interzis în Uniunea Europeană pentru că este cancerigen. Producătorul de suplimente alimentare anunță retragerea de pe piață a mai multor loturi de produse după ce unul dintre furnizori a informat că în compoziția carbonatului de calciu și a carbonatului de magneziu a apărut accidental oxid de etilenă peste limitele permise. Păi datorită tratamentelor, părerea mea personală. Nu este teamă să mai consumați anumite produse? Mi-e teamă, dar avem de ales, că nici aici și nici la market n-ai nicio garanție. Părerea mea că și aici, dacă mergi la particular, poți să fie același tratament. Doar că e politica e particular. Atât. În restul, nimic deosebit. Considerați că acest lucru se întâmpla de mult, doar că acum poate a fost descoperit? De mult, dar nu s-a făcut cunoscut. Exact. E aceeași politică cum a fost cu toate problemele de crimă și toate relele de pe pământ, care n-au fost date decât la scânteia pe timpul ce auzesc. Acum se popularizează absolut tot. Păi orice în plus strică. Nu? Normal. Orice substanță chimică care nu aparține corpului deranjează. Boli, gârlă și de aici. Considerați că aceste lucruri erau de mult, doar că acum sunt făcute cunoscute, să spun așa. Precise erau de multe. Eu știu că pentru cârnați, când eram copil, să folosea silitra. Ori acesta este tot un aditiv care acum are altă denumire, tot un eu era. Așa că dintotdeauna s-a folosit că industria trebuie să câștige. Retragerea produselor de pe piață și rechemarea acestora de la consumatori au fost declanșate de solicitarea furnizorului, constatându-se rezultate necorespunzătoare la analizarea unui ingredient utilizat la fabricarea produselor. Ce părere să am? Părere foarte proastă. Ce bani mă trebuie? Foarte periculos pentru tineri, bineînțeles, și pentru cei în vârstă, dar asta este societatea în care trăim. Păcat de noi că ne pierdem cu zi ce trece, pentru că și nu avem altceva ce să facem. Deci suntem supuși, suntem obligați să mâncăm așa ceva. Asta e. Asta e România noastră, unde în loc să mâncăm produse naturale de la noi, mâncăm produse infectate care vin de afară și foarte scumpe. Clienții care au cumpărat suplimente alimentare din loturile vizate pot obține contravaloarea produselor din magazinul de unde le-au achiziționat până la data de 10 septembrie.